Am adus pârga roadelor din pământul pe care Tu, Doamne, mi l-ai dat, din pământul unde curge lapte și miere. Să pui roadele acelea înaintea Domnului Dumnezeului tău, să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te veselești de toate bunătățile ce Domnul Dumnezeul tău ți-a dat ție și casei tale, dar să se veselească și levitul și străinul care va fi la tine. Eu sunt Maria de la Vești Bune și mă bucur de soarele domol de toamnă, care, la apus, conturează dealurile pline de poame coapte, de ultimii baloți de fân lăsați la uscat, pentru ca toți copiii să se poată urca pe ei și să muște dintr-o pară, mustind de dulceața adunată de prin primăvara în care au trecut peste floarea ei, albinele cu perișorii plini de polen auriu. De aici, de pe un balot din livada cu pere și gutui parfumate, vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute, când am avut privilegiul de a găzdui un eveniment de sezon la capela noastră, denumit chiar așa, Sărbătoarea Pârga Roadelor. În prima lui zi de existență, în care am cinstit Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, am sărbătorit și Ziua Internațională a Vârstnicilor. Păstrători ai tradițiilor, curatori ai muzeului nesfârșit al naturii aflate în veșnică schimbare, îndrumare vii de viață sănătoasă, atât trupească cât și spirituală, părinții, bunicii și străbunicii noștri sunt în continuare izvoare de creativitate, de inspirație, și de drag nespus pentru valori, istorie și credință. Episodul de astăzi este un simbol al recunoștinței pe care le-o purtăm. Primul pe care îl invităm să vă împărtășească din creativitatea sa este domnul inginer Laurențiu Runcan, care, prin poezia lui, ne aduce într-un sat din miezul Ardealului, unde timpul a încremenit într-o ciclicitate livrescă din vremea lui Coșbuc. Deși satul din poezia domnului Runcan e numit, tablourile înfățișate ar putea la fel de bine aparține oricăruia dintre satele în care ne refugiem în sufletele noastre, atunci când avem nevoie de un licăr de soare pe pârâul care curge în spatele crângului în care alergăm după fluturi. Amintiri din satul meu. Țentea se numește satul, de pe plaiuri Bistrițene, îndrăgit cum nu e altul, îmbătrânit de multă vreme. Mă amintesc de acele timpuri, când pe acolo ne jucam, transformam noaptea în zi, vai ce mai frumos zburdam. Ne jucam, mergeam la școală, chiar dacă era departe, fie iarnă, fie vară, era voioșie în toate. Veni iarna viscoloasă, cu zăpadă și nămeți, noi eram prezenți la joacă, peste tot erau drumeți. Cu sanii, schiuri, patine, fiecare ce avea el, ne adunam cu mic cu mare pe dealul din Ivănel. Cu pincile în picioare, zgriburiți de gerul crunt, cât era ziua de mare, ne luam mereu avânt. Mai uitam și de mâncare, și de griji, și de nevoi, ne înveseleam cu toții cu bujori în obrăjori.
Doamne, ce frumoase vremuri și ce fericiți eram, ne ajutam unii pe alții orice casă construiam. Când omătul se topește și se moaie iar asfaltul, aveam catarici, măi, nene, ca să poți străbate satul. Vine apoi și mielușeii, drăgălași ce mai erau, ne jucam cu ei sărmanii și cu drag îi ocroteam. Trece apoi și postul mare, cu ale noastre obiceiuri și cu sărbătoarea mare, ziua sfântă a învierii. Toți mergeam cu micul mare la biserica străbună să-l cinstim pe Domnul Sfânt și pe mama lui cea bună. Venea apoi vacanța mare, bucurie pentru toți, hoinăream pe câmp, pe dealuri, prin păduri după negoți. Și cu toți, în toiul verii, noi copiii ne întâlneam la scăldat, fotbal, distracții, cu toți bucuroși eram. În afară de distracții petrecute în sărbători, aveau grijă ai noștri părinți să ne ducă la ogor. Le făceam pe toate cele la săpat, privit, cosit, toate muncile și grele le înfruntam neistovit. Veni toamna cea bogată, cu furtuni și vijelii, ne întoarcem iar la școală cum stă bine la copii. Mare bucurie în sat când venise iar Crăciunul, cu urări și colindat pe la tot stăpânul. Iată că sfârșește anul, petreceri în sărbători, cântec, joc și voie bună, cu fete și cu feciori. Au trecut ani după ani, în vâltoarea acestor vremuri, se apropie bătrânețea cu capricii și probleme. Uite așa trecuse viața, cu amintiri de mult apuse, și trăim cu nostalgia ale vremurilor vise. Oricare din noi am vrea să ne revedem în satul care pentru toți era locul sfânt și sacru. Vă mulțumesc! Mă gândeam acum, în timp ce ascultam poezia, că preasfințitul Vasile, cel pe care l-am pomenit astăzi, era un om în jurul căruia oamenii se strângeau ciorchine pentru bunătatea lui, pentru lumina lui. Erau, de fapt, el era o mică oglindă care capta cumva lumina cerească și din acea lumină pe care o răspândea în jurul lui ne hrăneam toți. Te simțeai vindecat doar dacă era în preajma lui, nu trebuia să vorbești, te simțeai vindecat sufletește. Și cred că acest moment îi se datorează și rugăciunilor lui înaintea Maicii Domnului. Și da, ne-am amintit și de cei dragi care ne veghează prin rugăciuni dintr-o altă lume. Când l-am auzit pentru prima oară vorbind pe domnul Augustin Cosma, mi-a venit în minte celebrul personaj Alfred P. Doolittle în versiunea lui Alan J. Lerner, plin de umor și înțelepciune. Domnul Cosma e o enciclopedie a plantelor și a beneficiilor pe care le putem obține de la fiecare dintre ele. În cele ce urmează, îl veți asculta rostind câteva gânduri despre viața sănătoasă. Iată-ne într-o zi de sărbătoare, care, într-un eveniment special care ar trebui să ne aducă în inimile noastre pace, liniște și bucurie. Și cred că așa se și întâmplă, că
toți care venim aici, venim cu sufletele deschise ca să ni le umplem de ceea ce este mai bun și mai pozitiv în lume pentru noi în zilele câte ne-au mai rămas. Uitându-mă bine în biserică, suntem majoritatea trecuți de amiază și așa că trebuie să avem în grijă să mai reparăm, să mai îmbunătățim ceea ce se mai poate îmbunătăți. De-a lungul vieții, îmi pare rău că acum la bătrânețe știu atâtea și nu le-am știut în tinerețe și chiar cu dorința le-aș fi vrut să le știu, dar nici acum nu e prea târziu. Și ceea ce am învățat vreau să vă transmit și dumneavoastră. Așa cum trupul are nevoie de oxigen și sufletul are nevoie de Dumnezeu. Deci cele două nu se pot despărți nici într-un fel. Deci nu se poate. Cineva spune chiar, o aluzie la o chitară. Și zicem, cum? Adică, zice, gândiți-vă că o chitară, dacă nu este acordată, deci o să cânte fals. Așa va fi și trupul nostru spiritual cu trupul fizic, dacă nu sunt împreună și nu sunt în armonie, deci o să cântăm fals, adică o să avem suferință, o să avem probleme și încercări. Dar când sufletul nostru va fi deci plin de bucurie, pace și liniște, înseamnă că i-am dat voie lui Dumnezeu să se instaleze de plin în el. Deci acum nouă cine stă în putință să facem ca toate acestea să se împlinească? Și cum putem face? Având grijă cât putem, bineînțeles, că suntem bombardați toată ziulica de tot felul de reclame, care să nu ne lăsăm duși în eroare și să căutăm un mod de viață, așa cum spunea Părintele, viu, natural și să ne întoarcem la natură în măsura în care ne stă în putință. Și pentru aceasta, chiar cum să vă povestesc mai bine, deci să nu distrugem ceea ce putem să nu distrugem. Și anume noi distrugem voit și alții și nevoit tot ce este bun și frumos în natură. Femeile în general gătesc. Asta este un mediu general. Și prin gătire se distruge exact tot ceea ce este viu. Microelementele și enzimele se distrug în proporții diferite, unele chiar în totalitate. Și atunci noi mâncăm hrană moartă. Deci, bine ar fi, ca să nu mă întind prea mult, spun doar atât. Cât putem, pe lângă hrana gătită, să adăugăm zi de zi hrană vie, adică hrană crudă. Să nu neglijăm aspectul ăsta, întrucât dacă povestim de genul ăsta, se pot povesti ore întregi. Dar doar atât, să încercăm să introducem hrană vie în fiecare zi, să nu neglijăm, mai ales acum toamnă, avem tot felul de fructe și bineînțeles că și iarnă avem. Și ca murături și ca orice, să nu se mănânce hrană gătită fără ceva crud lângă ea. Bun. La fel, ce putem face și cu partea spirituală, să nu dăm voie să fim încărcați și bombardați cu tot felul de știri negative care din toate părțile vin și noi să facem selecția că avem cel mai mare dar pe care ne-l-a dat Dumnezeu, liberul arbitru. Deci, cum s-ar zice în termenii noștri moderni, acum telecomanda este la noi. Cum o folosim? Și atunci trebuie să facem selecția și să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să ne ajute în direcția aceasta. Și cum? Să nu dăm voie gândului să intre cât se poate gânduri negative. Că dacă suntem bombardați tot timpul, involuntar preluăm fără să ne dăm seama. Și atunci mai bine să le evităm. Să nu le dăm voie să intre. Deci facem un paravan, un scut și îl putem face fiecare înlocuind partea rea cu cea bună. Adică să fim tot timpul cu gânduri pozitive. De exemplu, noi singuri ne facem și ne presărăm drumul de multe ori cu spini, cu mâna noastră, gândindu-ne în felul următor. Ei, aud pe mulți oameni, băi, zice, aș face aia și aia sau m-aș duce acolo și acolo, dar mi-e groază. Deja singur ne-am implantat ceva negativ în noi. Nu, trebuie să implantăm noi bucurie. Dacă groază, ce semeni, cum spune poporul român, ce semeni ai culeși? Dacă semeni groază, groază primești. Dacă mergi cu bucurie, bucurie primești.
Deci să ne întărească bunul Dumnezeu ca să alegem partea bună. Iar acum, fiind, nu vreau să vă întind prea mult, dar putem, nu mă mai pot opri. Ce se întâmplă? Să trecem, să nu dăm atâta importanță cum am dat până acum la a avea. Că am fost tineri, toată lumea a vrut să aibă, a avea ceva. Și ce anume? Avea lucruri materiale. Lucruri materiale și să trecem puțin tot centrul atenției spre pentru a fi. Deci a fi, bineînțeles, în sensul pozitiv al cuvântului, a fi după planul divin, după poruncele divine, că nu avem de pierdut decât de câștigat. Și atunci, ca să nu mă mai întind prea mult, că afară vă așteaptă tot felul de alte bunătăți, vreau să și mă opresc aici și să spun așa cum au spus Părintele Ilarion, zice, să nu uităm că noi suntem pelerini pe acest pământ și patria noastră este cerul. Să ne rugăm bunului Dumnezeu, să alegem calea cea bună și să o urmăm. Iar ca eveniment să fie începutul atât de cum să promițător, încât vă urez dumneavoastră și nouă să avem parte de cât mai multe de astfel de evenimente. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care mi-ați acordat. Auzindu-l vorbind pe domnul Cosma, mi-am amintit de introducerea la cartea Brațele Părintești a Preasfinției sale, Părintele Benedict Bistrițeanul, în care Părintele Adrian Podaru istorisea un episod similar despre cum o persoană de la biserica dumnealui îl surprinde prin înțelepciunea de-a dreptul teologică de care dă dovadă. Ultimul pe care îl veți audia în această seară e cel căruia toți îi spunem unchiu. Domnul învățător Ioan Niloș, la 91 de ani, se roagă și filosofează, făcând să ne vibreze și inimile și sufletele. O să auziți în vocea lui toată emoția pe care o simte în fața icoanelor Domnului și a Maicii Domnului, dar și a icoanelor din amintirile pe care le are despre mama și soția lui, și despre care e bucuros să povestească tuturor celor care îl vizitează. La fel de bucuros este să vă împărtășească din ultimele lui lecturi, din și despre Valeriu Anania, Părintele Arsenie, Părintele Ionuț Butoiu, Patriarhul Pavle al Serbiei sau Sfântul Ioan Maximovici și să vă citeze din oricare din acatistele pe care le face. O, Doamne, Părinte bun, o lungă genunță spun și mulțumesc că m-ai păzit ziua care sfârșește. Iar dacă astea-am supărat, iartă, Doamne, am eu păcat. De tot păcatul mă căiesc și de el mă feresc. În pacea ta să adorm aș vrea cu îngeri în preajma mea, cu Maica Sfântă lângă mine, cu gândul îndreptat pe tine, Mântuitorul meu preasfânt. Stăpânul meu pe acest pământ, nala tale rând preasfinte, dormi vor încurat cu minte. Amin. Iisuse Mare Iosefe, mântuiți sufletele noastre, mântuiți preoții noastre, Doamne Dumnezeul meu, ce-am greșit eu în această zi. Cu cuvântul porucă, cu gândul, ca un bun și viitor de om, iartă. Somn cu pace dăruiește-mi, pe inzărul tăpânt, să mă acopere și să mă ferească de tot răul, că Tu ești păzitorul trupului și sufletului nostru și se mă reînălțăși și acum mă întorc către Maica Ta. Mie Tatăl și-a Fiul și-a Sfântului Duh. Amin. Cu bine să cu adevărat să te vezi și în pâtie născătoare de Dumnezeu,
ceapurirea fericită și de-nvierată Maica Dumnezeu nostru, ceea ce e mai cinstită de Duherovim și mai mărită fără de asemănare decât Sărăprim, care pe Dumnezeu cuvântul a descut, pe tine ce cu adevărat te mărim, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și acum mă gândesc la momente care le trăim și la momente grele. Și așa m-am gândit să mă rog majestatei sale și să spun o cântare de la Maica Sfântă. O prea luminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă, surpă-i cu dreapta ta, cea stăpânitoare și a tot puternic. Pe cei ce sunt în scârbă le ajută, pe cei ce sunt asupriți îi mântuiești și desleagă de păcate pe tot ce se roagă ție, că pe toate le poți că te le voiești. Și m-am gândit la niște lucruri extraordinare, și anume, și acum să vă spun tuturor, cine nu știe și știe că nu știe, dar nu recunoaște că știe că nu știe, acesta este el. Cine nu știe și știe că nu știe, dar recunoaște că știe că nu știe, toți trebuie să-l ajutăm. Și acum îmi amintesc de mama mea, după război, n-aveam școală, dar mă duce la biserică. Și am învățat Îngerașul de Dumnezeu în ziua de astăzi. Înger, Îngerașul, ce mi ți-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață, face bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul mă păzește și de rău mă ferește. Îngerașul tău, fie păzitorul meu și în zi, și în noapte, până în pasul cel de moarte. Și vă spun acum ultimul lucru. Când m-am căsătorit, mi-a spus soției mele, când cineva va bate la poarta sufletului tău, să-i spui că ușa e încuiată și cheam la tine. Vă mulțumesc din suflet! Ce încheiere mai bună decât un gând de iubire dintr-o amintire la fel de prezentă și azi? Lăsându-vă cu rugăciunile unchiului în inimă, cobor de pe balot și merg și eu la culcare, ascultând cum frunzele din livadă își zic propria rugăciune și șoptesc despre bucurie. Bucurie vă doresc și vouă, căci ea e cea mai serioasă îndeletnicire a cerului.